Connecting Europe Express, trenul simbol prin care Bruxelles atrage atenția asupra importanței investițiilor în căile ferate, a ajuns astăzi în gara de nord din București. CFR a pus la dispoziție locomotiva care a tras trenul până la peronul 14 din gara de nord. Delegația Connecting Europe a fost întâmpinată cu un mesaj de bun venit și un semn de carte, un suvenir cu motive tradiționale românești. Trenul Connecting Europe Express, special creat cu prilejul anului european al căilor ferate, a sosit în țara noastră la peronul 14 din Gara de Nord. La festivitățile prilejuite de sosirea trenului a participat și Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean, alături de ministrul interimar al transporturilor, Dan Vâlceanu, și primarul capitalei Nicu Șordan. Adina Vălean a ținut să le reamintească oficialilor de la București că România are mari probleme în ceea ce privește accesarea fondurilor europene pentru infrastructura feroviară. România și pe cei responsabili în Ministerul Transporturilor să profite de toate oportunitățile de creștere a capacității administrative a Ministerului. Sunt prinse aceste lucruri și în PNRR, există finanțare pentru ele și de asemenea poate să acceseze sau să intre în competiție și cu alte state membre pentru bani europeni care există în sistem competițional. Deci nu numai granturile sau loan-urile sau sursele de finanțare cu care ne-am obișnuit în timp. Atât Comisarul European cât și Ministrul Transporturilor recunosc că România e codașa Europei în domeniul căilor ferate. Infrastructura feroviară din România suferă, este evident. Suferă în primul rând de subfinanțare, pentru că nu au fost alocate sumele necesare și trebuie să recunoaștem infrastructura feroviară, calea ferată în general, n-a fost o prioritate pentru România până în acest moment. Trebuie o guvernanță solidă a proiectelor, trebuie ca atunci când se schimbă echipe sau managerii de proiect să rămână, să existe continuitate. Proiecte foarte multe, pentru că sunt foarte multe surse de finanțare și România trebuie să aibă proiecte pentru a le accesa, pentru că dacă acestea nu există, atunci sigur apar întârzieri. Trenul Connecting Europe Express va opri în peste 100 de localități din 26 de țări în cursul călătoriei sale de 5 săptămâni înainte de a ajunge la Paris la 7 octombrie. În total, traseul are o lungime de 20.000 de kilometri, iar trenul va traversa 33 de puncte de trecere a frontierei. În România va avea 7 opriri. Potrivit Comisarului European Adina Vălean, trenul își va propune să testeze care sunt obstacolele ce stau în calea creării unei rețele feroviare perfect interconectată.